În luna februarie sunt așteptate să sosească noile carnete de comercializare și atestate de producător. Biroul de presă al Consiliului Județean Mureș a anunțat marți că, potrivit prevederilor legii 145 din 2014, privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, tipărirea atestatelor de producător și a carnetelor de comercializare se efectuează de către Compania Națională Imprimeria Națională SA, la solicitarea Consiliilor Județene. Cotidianul Zi de Zi scrie că pentru acest an au fost solicitate de către unitățile administrativ-teritoriale din județ 4.020 de carnete de comercializare, a căror valoare este de 42.210 lei fără TVA, iar pentru atestate de producător 73 de blocuri, în valoare de 21.900 de lei fără TVA. În acest sens, Autoritatea Publică Județeană a semnat cu Compania Națională Imprimeria Națională SA contractele pentru achiziționarea documentelor tipizate necesare unităților administrativ-teritoriale din județ pentru acest an. În termen de 15 zile de la semnarea contractului, Compania Națională Imprimeria Națională SA este obligată să tipărească formularele, se arată în comunicat. Potrivit documentului, în momentul în care vor fi aduse formularele, unitățile administrativ-teritoriale din județ vor fi informate pentru a le ridica de la Consiliul Județean Mureș.